Trecem mai departe la următorul aspect controversat, cum am spus la început, între ghilimele, din activitatea Mântuitorului, momentul în care Iisus merge la templu, găsește acolo un peisaj dezolant, vedem că anumite persoane desfășurau negoți la templu și Hristos face un lucru neașteptat, face biji din ștreanguri, nu se mai oprește doar la jignire, ci îi lovește la propriu pe cei ce își desfășurau acolo activitatea aceasta economică. Spunându-le chiar, am să citez din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 13, casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peștere de tâlhari. De ce îi lovește Hristos aici cu biciul pe acești oameni și se comportă un pic atipic pentru un Dumnezeu bun și blând? Să fiu mai sintetic puțin în răspunsul la întrebarea dumneavoastră, tocmai pentru a acoperi mai mult cadrul de referință tematic, nu lovește pe nimeni Iisus. Răstoare numai mesele schimbătorilor de bani, adică celor care făceau afaceri acolo în templu, unde, care era casă de rugăciune, unde se câștiga enorm. Era vorba de vindere de animale de jertfă, celor care veneau din afara Țării Sfinte, alții schimbau bani pentru cei din diasporă. Sigur, era case de, cum sunt astăzi casele de schimb, mergem într-o țară, avem nevoie de moneda respectivă. Ei, acolo era un întreg negoț în templu. Și se și înșela. Aici era problema, că nu erau ajutați doar oamenii pentru nevoile lor imediate. Spune, ați făcut din casa tatălui meu peștere de tâlhari. Exact, era o tâlhărie acolo. Și Iisus transmite acest mesaj prin gestul lui, casa lui Dumnezeu nu este casă de afaceri, nu este loc de afaceri pentru nimeni. Ce este casă de rugăciune, adică de regăsire a omului în prezența lui Dumnezeu, în strigătul lui exprimat. Dar acolo Mântuitorul Hristos nu mai ia un bici, probabil că pocnește vreodată sau de două ori din el, și răstoarnă mesele tuturor. Dar Iisus nu a lovit pe nimeni, niciun evanghelist nu consemnează acest lucru și sunt absolut convins că el nu a lovit. A fost absolut suficient. Că asta observăm noi acolo din ce spun evangheliștii, că el în acest haos se manifestă cu autoritate dumnezească și că nimeni nu le-a la rost. Vă dați seama, nimeni n-a reacționat, nu ne spun evangheliștii că va fi reacționat cineva în vreun fel sau altul. Și răstoarnă tuturor mesele, face ordine acolo în vraiștea care era, se manifestă cu autoritate dumnezească, nimeni n-a putut să facă nimic, iar biciul era numai semnul, simbolul autorității divine, sigur, iată, pentru ceea ce înseamnă pedeapsa când e nevoie de ea. Și chiar dacă ar fi pedagogică, este Dumnezeu și are autoritatea să facă aceasta. Da, deci în felul acesta trebuie să-L vedem pe Iisus. El nu va fi lovit pe nimeni, nu va fi rănit pe nimeni. A fost suficient pentru lumea de acolo manifestarea autorității Lui dumnezeiești, în fața cărei autorități și putere și atitudine nimeni n-a avut un cuvânt. Ce este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu când vrea El să se exprime în toată autoritatea Lui și în toată măreția Lui? Omul nu mai are cuvânt. E, asta a vrut Iisus să demonstreze, și că această autoritate, această măreție a Lui Dumnezeu este exprimată în templul Lui, în casa Lui, în locul în care omul se întâlnește în durerea Lui, în strigătul Lui, în rugăciunea Lui cu Dumnezeu, nu într-un cadru de afaceri, de înșelăciune, de tâlhărie și de negoț. Mai există un episod care ne provoacă uimire, acela în care Mântuitorul întâlnește în calea sa un smochin, se apropie de el dorind să mănânce rod, să mănânce smochine de acolo, însă nu găsește nimic decât frunze. În momentul acela blesteamă smochinul, iar smochinul se usucă îndată. Evanghelistul Marcul ne spune că nici măcar nu era vremea smochinelor, așadar pomul nu era vinovat. N-avea nicio vină, nu era vinovat de nerodire. De ce atunci îl blesteamă și îl usucă Iisus pe acest smochin? Ei, asupra acestui lucru este mult de discutat și nu cred că timpul ne mai permite să insistăm asupra tuturor detaliilor, dar vreau numai să precizez câteva aspecte, și anume, această minune o face Iisus în săptămâna patimilor, pătimirilor, chiar la începutul săptămânii.
Iisus vine din Betania, intră în Ierusalim și se întoarce seara în aceea cetate. Pe cale face această minune. Și asta este una dintre ultimele minuni pe care le face Mântuitorul Hristos, care culminează toată gama de minuni cu învierea sa, în timpul activității lui pământești. Iisus încerca să transmită apostolilor încă o dovadă a manifestării lui ca Dumnezeu, făcând o minune. Smochinul a doua zi au văzut că s-a uscat. Și de ce consemnează Marcu acel detaliu, că nu era vremea smochinilor? Cu alte cuvinte, ce vină avea smochinul? Ei, Hristos vrea să transmită un mesaj, că acel smochin poate fi reprezentat de oricare dintre noi și că pe drumul vieții, pe lângă noi trecând în viața noastră atâția oameni, în dreapta și în stânga, noi trebuie să avem rod. Adică voia Iisus să exprime ceva din ce n-a înțeles lumea de atunci, și anume că smochinul trebuie să aibă rod. Că nu era vremea roadelor și cum să aibă rod, da, deci cum să aibă rod, exprimă nimic altceva decât manifestarea lui Dumnezeu acolo unde noi nu putem să înțelegem. Adică Dumnezeu întotdeauna transmite un mesaj prin tot ceea ce face. Și nu îl înțelegem în logica lucrurilor noi, dar are un rol, are un sens și pentru momentul în care se petrece minunea și pentru timpul care urmează. Deci problema smochinului este o problemă deschisă, detaliul lui Marcu ne încurcă puțin în înțelegerea faptului că Iisus a făcut o minune pentru apostol, încercând să le demonstreze dumnezeirea lui și în felul acesta să-i ajute, să-i întărească, să nu se lepede de el prin această minune, dar faptul că smochinul nu era în timpul roadelor și este oarecum pedepsit ne pune puțin în încurcătură, dar el nu este pedepsit, ci pur și simplu Iisus face o minune. Adică el se usucă. Asta era important pentru apostoli. Detaliul pe care îl dă Marcu merge puțin mai departe cu semnificația lui și anume cu raportarea noastră la ceea ce înseamnă un smochin, la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și că de fapt vremea roadelor nu este numai limitată într-un anumit timp, adică noi să rodim numai într-un anumit timp, când vrem noi, când ne convine nouă și lumea să ia din roadele virtuților noastre și a vieții noastre, ci noi trebuie să fim tot timpul cu rod pentru cei din jurul nostru. Mai avem timp să răspundem foarte scurt la o ultimă întrebare pe care n-aș vrea să o ocolesc. Spune Mântuitorul la un moment dat, mai exact la Matei, capitolul 10, versetul 34, nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Și spune mai departe, am venit să despart pe părinți de copii și toate celelalte. Pe mamă de fică, pe noră de soacră. De ce a venit Hristos, cel care spune tuturor pace vouă, cel care este considerat și este domn al păcii, de ce a venit el să aducă sabie în loc de pace? Acestea sunt cuvinte grele și nu ușor de înțeles, rostite de Mântuitorul Hristos în contextul trimiterii apostolului la propovăduire, la o misiune de probă. Dar ce trebuie să înțelegem aici? Din aceste cuvinte foarte scurt spus, poate că altă dată o să le dezvoltăm într-un alt cadru de referință mai extins. Aici Mântuitorul Hristos vrea să transmită următorul lucru și consemnează Evanghelistul Matei acest fapt tocmai din perspectiva acestui mesaj, anume că îmbrățișarea cauzei lui Hristos va fi pentru multă lume motiv de separare, motiv de despărțire, motiv de scindare a unității. De exemplu, într-o familie cineva îl îmbrățișează, soțul, să zicem, îl îmbrățișează pe Hristos, soția nu, sau invers. Hristos este, am văzut, nu ușor de înțeles. Pentru cel care nu i-a îmbrățișat cauza și pentru Evanghelia lui, care iată câte motive are să fie interpretată în fel și chip, cel care nu a înțeles lucrul ăsta, pentru acela Hristos este neînțeles. Neînțeleasă este și atitudinea soției sau copilului care l-a îmbrățișat pe acest Hristos neînțeles și o Evanghelie atât de neînțeleasă,
Și atunci e un motiv de dezbinare, de despărțire. Și dacă, zicem, fiica a îmbrățișat pe Hristos și mama nu, pentru mamă, fiica este neînțeleasă. Ei s-au despărțit. În sensul acesta trebuie înțelese cuvintele acestea ale lui Iisus, că îmbrățișarea cauzei lui în lume va fi motiv de scindare pentru cei care nu pot să-l pătrundă. De altfel, Apostolul Pavel se confruntă cu această realitate în Corint, în capitolul 7, acolo unde pune problema căsătorilor mixte și răspunde la întrebarea corintenilor cu privire la căsătoriile mixte dintre un creștin și un păgân, cum trebuie să se manifeste familia respectivă. Ei, aici Mântuitorul, am spune noi, prezice acel timp de scindare a lumii în virtutea cauzei lui, în virtutea Evangheliei lui, care este exprimată, transmisă în lume și o vedem și astăzi. Evanghelia lui Iisus creează atâta dezbinare, adevărul lui Iisus, existenței lui istorice creează atâta dezbinare, atâtea, să spunem, voci, iată, care se ridică împotriva lui Iisus. Pentru că separă confuzie, adevărul de minciună. Da. Separă binele, adică, de rău. Evanghelia lui Iisus, să zicem noi, propovăduite în lume, creează cel hiatus între adevăr și minciună, între dreptate și nedreptate. Iată hiatus care, dacă este îmbrățișat adevărul și îmbrățișată dreptatea, este depășit de ceea ce înseamnă semnificația lui ca perete despărțitor între două lumi. Așadar, cel ce asumă adevărul lui Hristos, sabia despre care vorbește Pavel, sabia cuvântului, nu poate fi căldicel, nu poate amesteca adevărul cu minciuna, ci trebuie musai să le despartă și să creeze acest conflict între bine și rău în inima lui. Timpul nu ne mai permite, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, îl avertizează de fapt pe Timotei în a doua epistolă, că cei care vreau să trăiască cucernic în Hristos, care vor dori să îmbrățișeze cauza Evangheliei lui, vor avea de suferit. Suferința pentru mulți este o pricină, iată, de neînțeles pentru alții.